și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, scrie news.ro. Actul normativ stabilește astfel dreptul la concediu și indemnizație pentru asigurații care îngrijesc un pacient cu afecțiuni oncologice. Durata de acordare a concediului și a indemnizației este de cel mult 45 de zile calendaristice, la interval de un an pentru un pacient, arată legea promulgată. Până acum, asigurații primeau indemnizații și concedii medicale doar pentru îngrijirea unui pacient oncologic minor. Televizoarele au fost eliminate din categoria echipamentelor eligibile din programul Rabla pentru electrocasnice din acest an. Totodată, perioada maximă pentru utilizarea voucherelor la comercianți a fost redusă de la 14 la 7 zile, potrivit ghidului de finanțare a programului publicat în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului. Potrivit Ministerului, o prioritate a acestei ediții este direcționarea bugetului de 100 de milioane de lei către înlocuirea aparatelor care au un consum ridicat de energie. Camera Deputaților a adoptat decizional proiectul de lege inițiat de USR care prevede că accesul pe plajă al animalelor de companie va fi făcut doar cu respectarea unui set de reguli pentru a asigura curățenia mediului înconjurător și siguranța tuturor celor aflați pe plajele Mării Negre. Nerespectarea obligației de a strânge după animalele de companie și de a curăța zona va fi sancționată cu o amendă de la 1.000 până la 10.000 de lei. În plus, accesul cu animale de companie pe plajele utilizate în scop turistic este permis oricând în afara sezonului estival. Pe durata sezonului estival, accesul cu animale de companie va fi permis numai cu acordul operatorilor de plajă și nu dacă animalele au zgardă sau ham și lesă. Parlamentul rus va vota astăzi rezoluțiile care vor solicita președintelui Vladimir Putin să recunoască independența a două regiuni separatiste din estul Ucrainei, relatează Euronews. Președintele Camerei Inferioare a Parlamentului, Vyacheslav Volodin, a declarat că parlamentarii vor vota cele două rezoluții privind recunoașterea independenței regiunilor Donetsk și Luhansk. Acestea se află în zona Donbass, unde forțele separatiste se luptă cu armata ucraineană din anul 2014. Rezoluția care primește cel mai mare număr de voturi va fi adoptată, a spus președintele. Camerei. Prima rezoluție ar face apel direct la Putin să recunoască imediat cele două zone ca independente, iar a doua va fi trimisă Ministerului de Externe și altor structuri guvernamentale pentru studiu și feedback. Acestea au fost știrile, sunt Andreea Bilciu, este ora 14 și 4 minute, începe Metope cu Teodor Paleologu. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi l-am ca invitat pe Mirel Bănică, antropolog și sociolog, cercetător la Institutul pentru Istoria Religiilor, autor al unor studii remarcabile. Nu le știu pe toate, dar știu cartea despre biserică și societate în anii 30, autor de asemenea al unei cărți despre nevoia de miracol, despre pelerinaje în România contemporană, și l-am invitat să vorbim despre fenomenul religios în societate, despre secularizare. Bine ai venit, Mirel, și trebuie să ne spui în primul rând ce e secularizarea. Da? Bine v-am găsit, bună ziua tuturor eroicilor noștri ascultători și bună dimineața unui foarte bun prieten care mi-a spus că se va trezi special în îndepărtata America pentru a ne asculta. Ce este secularizarea? Începem foarte abrupt și cu un asemenea termen mi-e teamă că ne pierdem ascultătorii, dar nu va fi așa. Cât uși de puțin. Nu va fi așa, poate că și cei care conduc pe drumurile și șoselele patriei în acest moment și ne ascultă vor fi curioși să evite gropile, traficul infernal, să afle ce e secularizarea. Încerc să glumesc chinuit, dar glumesc. Secularizarea este unul din conceptele cheie ale sociologiei religiilor și nu numai, și presupune, dacă vreți, cu o definiție extrem de scurtă și sintetică, pierderea progresivă de putere a religiei sau de influență, scăderea influenței religiei în spațiul public. Ea poate fi, după cum bănuim cu toții, fără a fi neapărat mari specialiști în domeniul ăsta, are două dimensiuni, o secularizare instituțională, atunci când bisericile sau alte lăcașuri de cult sunt închise cu forța, cum s-a întâmplat în perioada comunismului
în România sau în Uniunea Sovietică. O secularizare instituțională atunci când, din lipsă de credincioși, o parte din lăcașurile de cult sunt transformate în patinoare, biblioteci sau săli de cățărare sau de fitness, cum am văzut cu propriul meu ochi în Canada, sau o secularizare mult mai subtilă și mult mai greu de definit, și anume pierderea, repet, de putere progresivă a bisericii din sufletele noastre, din societate, scăderea numărului de credincioși. Dar sunt teorii care spun, nu le vom detalia aici, care spun că și fundamentalismul religios, această încrâncenare religioasă la care asistăm în ultima vreme, ar fi de fapt tot un reflex al secularizării, al eliminării treptate. Uitați, tot avem metafore auto și îi pomeneam pe cei care sper că ne ascultă chiar și din autoturismele lor, așa cum aerul iese dintr-un cauciuc. Deci dacă pierzi puțin, câte puțin aer și simți că ceva se întâmplă, poți să mai rulezi, poți să mergi, dar nu mai e ca înainte. La un moment dat va trebui să te oprești. Iar momentul acela de zero e dificil de anticipat de către toată lumea. Bun. Sunt multiple mecanisme care contribuie la acest lucru. Poate că, de pildă, e important să evocăm criza vocațiilor, care e un fenomen bine știut în Occident, dar a început de multă vreme acest fenomen de carierele ecleziastice sunt mai puțin atractive. Și lucrul ăsta a început să se facă simțit și în România, după, atenție, un reviriment extraordinar de puternic în anii 90, da? Când era plin de tineri care studiau teologie, tineri care voiau să devină preoți, călugări. A fost o explozie în anii 90 și fenomenul ăsta cred că a durat vreo 15 ani aproximativ. Da? Și de pe la jumatea anilor 2000 începe o scădere din ce în ce mai rapidă. Da? De pildă, mi-aduc aminte, în urmă cu câțiva ani, înainte de pandemie, am fost în insula Lesbos, unde este originară familia noastră, și am vrut să vizitez niște celebre mănăstiri din Lesbos. Da? Și într-una dintre aceste celebre mănăstiri, care găzduise pe vremuri sute de călugări, acum mai erau vreo 3-4. În alt loc nu mai era nimeni. Da, o mănăstire de femei goală, da? Nu era decât un paznic care, dacă erai drăguț cu el, îți deschidea ușa și îți arăta biserica, da? Deci e ceva care s-ar putea să ne pască și pe noi, dar asta vine din interiorul bisericii, ca să spun așa, da? O scădere de atractivitate a drumului ecleziastic. Dacă îmi permite să intervin, aici eu aș avea mai multe comentarii de făcut. Și anume, eu cred foarte mult în ceea ce se numește comunicare generațională. Bunicii și străbunicii noștri spuneau, suntem de un leat. Ce era leatul? Era acea tranșă de vârstă, acel an specific care era chemat în serviciu militar. Leatul 1923, deci toți cei care intrau în armată în 1923. Eu cred în comunicarea generațională, de ce? Pentru că noi doi aparținem mai mult sau mai puțin aceeași generații. O parte din cei care ne ascultă acum și care aveau plus, minus, haideți să fiu generos, 15-16 ani, 20 și un pic de ani la Revoluție. Ei înțeleg foarte bine ce a spus dumneavoastră. De ce? Pentru că erau anumite exuberanțe, era o curiozitate. De foarte multe ori citeam evenimentele religioase fără un aparat critic, citeam autorii din domeniu fără un aparat critic, știind că au avut în spate și anumite schelete în dulap, dar asta e o altă discuție. Și da, confirm, foarte mulți dintre prietenii, colegii mei au ales cariere mai mult sau mai puțin religioase, mulți s-au călugărit, etc. Da, există în acest moment o criză a vocațiilor religioase. Eu nu i-aș spune, vocație este un termen mai degrabă apusean, eu aș spune chemării religioase.
În acest moment am o cercetare în curs, scriu o carte despre asta, despre tendințele de consum bio-eco, totul bio, totul eco, și cum aceste tendințe bio-eco de consum din societate și-au găsit întruchiparea, dar și răspunsuri în toată această dezvoltare extraordinară a produselor de mănăstire. Nu voi da nume pentru că nu vreau să fie, nu vreau să fie interpretat ca o reclamă ascunsă, dar știm că sunt mănăstiri din această țară care fac creme extraordinare, parfumuri extraordinare, dulcețuri de negândit, etc., etc. Deci sunt obligat să vizitez, să cercetez, să fac teren în mai multe mănăstiri și pot să confirm acest lucru în discuțiile pe care le port atât cu călugării sau călugărițele, cât și cu vizitatorii sau cei care sunt apropiați de aceste locuri. Ei spun foarte clar că, într-adevăr, se manifestă o criză a vocațiilor. Foarte mulți oameni nu mai aleg o astfel de carieră, dar nu e o carieră, e o alegere de viață. Mai adaug un lucru, asta e observație pe care toți cei care cunosc cât de cât viața religioasă din România și din alte țări ortodoxe, dar pot face și puntea cu Occidentul, cu apusul, o meserie se secularizează, dar hai să nu-i spunem se secularizează, se uzează, se pierde mai greu decât o vocație. Știm cu toții că în Occident, pentru a deveni preot în lumea catolică, sunt impuse anumite condiții care sunt greu de acceptat pentru lumea contemporană și, în principal, aceea de a nu fi căsătorit. Deci, și mai direct spus, abstinența sexuală. Lucrul ăsta, într-o lume în care noi trăim o exuberanță, dacă vreți, a simțurilor și a libertății, lucrul ăsta este greu de înțeles și este greu de pus în aplicare. Este unul din motivele pentru care avem, unul dintre motivele pentru care avem această criză a vocațiilor. În România, nu vreau să insist cu atât mai mult cu cât eu însumi nu am dezvoltat pe cât ar fi trebuit această mică teorie a mea, poate e și altora. În România, preoția este în primul rând o meserie. Poate că unii dintre preoți, nu știu dacă ne ascultă preoții în acest moment, poate nu sunt de acord cu asta, dar e și o meserie. Un preot bun, preotul lambda din lumea ortodoxă română, în primul rând trebuie să fie prezentabil, să știe să citească corect, să se îmbrace corect, să cânte frumos și să aibă o conduită de viață cât mai bună, ca să nu spun de-a dreptul ireproșabilă. În istoric, în România, profesiunea, meseria de preot se transmitea din tată în fiu. Nu întâmplător, avem atât de multe nume de familie Popa și Popescu. Ei, și exact, Proto-Popescu. Și Proto-Popescu. Ce? Păi mai puțin. Pac e Proto-Popescu. Da. Așa cum spuneați chiar dumneavoastră, această criză a vocațiilor se manifestă prin pierderea atractivității acestei profesiuni de preot. Cu toate că în continuare țara e plină de seminarii și de facultăți de teologie. Dar veți fi surprinși să aflați, sau unii dintre voi chiar o știți, cei care ne ascultați, este că foarte mulți, mai ales ce am putut vedea în colaborările punctuale pe care eu le-am avut cu conferințele care le-am dat în diferite locuri din țară, foarte, foarte mulți dintre cei care fac studii la nivel de master în facultățile de teologie din țară au deja un background în spate, au o profesiune în spate și fac aceste studii de teologie cu ideea de a-și îmbogăți propria lor cultură generală, a-și lămuri anumite lucruri și mai puțin pentru a deveni preoți. Deci asta este într-adevăr, cred, unul din efectele secularizării. Și apropo, haideți să săpăm puțin în termenul ăsta atât de special, secularizarea, seculum. Am avut curiozitatea să mă uit în mai multe surse. Seculum se pare că ar veni din limba latină, nu vorbesc latină, mi-ar fi plăcut, dar nu vorbesc latină, ar veni din limba latină. Chiar vine din latină. Da, din cuvântul seculum, care înseamnă a fi în pas cu lumea, a urmări ultimele tendințe, ultimele mode ale momentului.
Se pare că frumoasele din Roma antică, nu mai știu ce, n-am de unde să știu ce coafură este la mod acum în România sau la Paris sau la Madrid, frumoasele din Roma antică aveau coafuri seculum, adică după ultima modă. Sau, un exemplu care îmi place să-l mai dau uneori când trebuie să explic ce înseamnă secularizarea, tocmai mă întorsesem după ani de zile petrecuți în Occident și aveam la un soi de curs, să zicem, de formare într-o școală de business și întrebam pe studenții mei care și lucrau mulți dintre ei, dragii mei, ce înseamnă să, cum trăiți voi, cum simțiți voi lumea din jurul vostru? Și îmi spuneau foarte dezinvolt, domn profesor, îmi place enorm formula asta, domn profesor, care știți că s-a generalizat, domn profesor, noi trăim în tendință. Deci fără să vrea, ei dădeau o foarte bună definiție a secularizării. Secularizarea înseamnă, dragii mei, să trăiești în tendință. E, și o vrem sau nu, una din tendințele lumii moderne, una din tendințele lumii care ne înconjoară, este să vadă religia și actul religios, practicile religioase ca desuete, depășite, lipsite de consistență și oarecum în contradicție, cum spuneam, cu această ideologie și practica libertății totale pe care ne-o propune modernitatea. Dar mai este un fenomen pe care îl observ de vreo 10 ani, poate puțin mai mult. Dar nu nefiind sociolog al religiei, doar observ. Bun, e adevărat că am fost și eu ministru cultelor, dar nu e suficient asta. Dar observ și văd un anticlericalism de o virulență pe care nu mai văzusem înainte. Virulența ca virulență, dar mai este un alt aspect important al acestui tip de anticlericalism, ignoranța. Un anticlericalism virulent bazat pe ignoranță. Acum, să ne înțelegem, criticile față de reprezentanții ai bisericii sunt absolut legitime și chiar necesare. A, când vezi derapaje repetate ale unor episcopi, arhiepiscopi, prostii pe care le spun unii călugări, e normal să sancționeze așa ceva și ca cetățean, nu doar că sancționează patriarhul sau sancționează Vasile Bănescu când mai spune o prostie vreun episcop, mă rog, mai de lângă mare de acolo. Da, deci asta e una, că ei iau atitudine, e foarte bine, dar și noi e normal să reacționăm. Asta e perfect legitim. Da, e perfect legitim să ne punem întrebări în legătură cu cheltuirea unor sume provenite din bani publici. E normal să pui întrebări, da? Astea sunt critici legitime. Nu la asta mă refer. Mă refer la o foarte mare agresivitate bazată pe ignoranță. Și asta mi se pare că este un fenomen nou, dar nu vă las mult să răspundeți, că în curând trebuie să luăm publicitatea, pauza de publicitate, dar haideți să începem această discuție, că mi se pare importantă. Ați deschis cutia Pandorei și ăsta a fost unul din subiectele pe care le-am discutat cu regretatul și cunoscutul antropolog Vintilă Mihăilescu, înainte de dispariția sa. Vreau să facem o radiografie a secularizării în România și să-i deslușim cauzele. Dar poate vom vorbi mai multe despre asta după pauza de publicitate. Da, pauză de publicitate și revenim imediat. Pampost Radio Guerilla, un proiect de încredere în lucrul bine făcut, plăcut de semnătura calificată, cert, sign, rapidă și sigură, cu valoare legală, disponibilă oriunde, oricând. O cumperi online pe shop.certsign.ro. O studentă își acuză profesorul de hărțuire sexuală. O conversație aparent inofensivă are consecințe explozive. Există oare un adevăr absolut al unei situații? Teatrul de artă București prezintă Oleana, de David Mamet, una dintre cele mai controversate piese scrise în ultimii 30 de ani. Un spectacol cu Cristiana Luca și Lucian Pavel în regia lui Bogdan Budeș, realizat cu sprijinul Asociației Împreună pentru o Viață Mai Bună. Oleana, premiera pe 14 și 21 februarie la Teatrul de
Artă București. Bilete pe MyStage și Eventbook. Aplaudat de Radio Guerilla. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Mirel Bănică și vorbeam despre acest fenomen relativ recent al unui anticlericalism foarte virulent și mai cu seamă ignar. Când spun virulent, mă refer și la un anumit ton golănesc, da? De pildă un jurnalist pe care nu-l voi menționa acum, care spunea: bă, Daniele, fă și drege. De altfel, stilul ăsta mitocănesc s-a generalizat în România, da? Că mai era un fost ministru al educației care se adresa principesei Margareta spunând: fă cu coană. Da, deci ăsta e un nivel foarte scăzut, din păcate, grobian la extrem, dar există un anticlericalism, repet, grobian, trivial, agresiv și ignar, complet ignar. Ce se întâmplă? Pentru că noi n-am făcut religie în școală, domnule Bănică, nici eu, nici... Ba da, eu am făcut în Franța. Am făcut 2 ani de zile religie în Franța, într-un liceu catolic și era minunat, erau printre orele noastre preferate. În România, generația asta care a făcut religie în școală după 90 este tufă, habar n-au. Efectiv, nu au învățat lucruri de bază și te întrebi ce s-a întâmplat. Ce au făcut în 30 de ani de nu știu nimic și au devenit atât de anticlericali și militant anticlerical. Înainte de a încerca să răspund, pentru că e o întrebare prea grea și foarte complexă, chiar este, nu malint, nu, chiar așa este. Ați avut noroc cu acești profesori, pentru că poate că o parte din ceea ce se întâmplă acum este și datorită faptului că religia, așa cum este ea în acest moment predată, înțeleasă, transmisă în școală, ar fi foarte multe de spus. E făcută prost, ce să ne mai ascundem după deget. Revin la întrebarea dumneavoastră. Deci, critică virulentă plus ignoranță. Aș începe invers, ignoranță. Eu nu i-aș spune ignoranță, i-aș spune ca aș califica toate lucrurile astea ca o pierdere a memoriei religioase. Este una din consecințele secularizării. În societățile tradiționale, faimosul sat românesc, care bineînțeles tradițional n-a existat, dar îl putem folosi ca model acolo, transmisia religiei se făcea din generație în generație, se făcea generațional, că tot ne critică unii ascultători că acest cuvânt nu există în limba română, ba există, e o transmisie generațională, da? El există. Se făcea generațional, era o notă de firesc acolo, în care respecta atât preotul cât și instituția și oamenii știau foarte bine, fără a avea niște studii în alte, ce reprezintă anumite gesturi din comportamentul ritual al preotului, îmbrăcămintea sau obiectele liturgice pe care le folosește, ce poți să faci, ceea ce nu poți să faci. Deci tot sistemul de interdicții pe care în continuare... Aici aș vrea să intervin puțin, pentru că vedem mereu în presa românească articole destul de cretine despre ce se face și ce nu se face în vinerea mare. O să revin la asta. Știu. De Sfânta Paraschiva. Da. Și arată totodată o manieră fals informativă a presei noastre, că de fapt ce contează este semnificația spirituală a zilei respective. Nu că se spală sau nu se spală, se mănâncă sau nu se mănâncă. Am înțeles. Am o explicație pentru asta, dar să încercăm să luăm lucrurile la rând. Ceea ce a spus dumneavoastră, da, am scris într-una din cărțile mele, m-a amuzat exemplul ăsta, ce se face și ce nu se face în ziua tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Nu tăiați pepeni, mere și alte obiecte rotunde cu obiecte ascuțite. Astea sunt Putem penii. Să ne distrăm. Da. După genul ăsta de titluri care apar în presă și care sunt făcute de niște jurnaliști care cu greu s-ar putea fi jurnaliști, care bănuiesc că au intrat într-o culegere de folclor sau ceva de genul ăsta și au pus asta pe piață pentru a atrage click-uri,
Eu personal, după genul ăsta de știri, dar nu pot fi numite știri, primesc mesaje din partea prietenilor care știu că le colecționez și mă ocup cu așa ceva și care îmi spun, bă, ia uite-te ce înseamnă, Mirele, ia uite-te ce înseamnă credința, ce mai e credința astăzi. Nu, dragii mei, și lucrurile astea pot fi decriptate. Ce se întâmplă? În societățile tradiționale, profund tradiționale, iar creștinismul ortodox român, o vrem sau nu, a fost legat intim de viața satului, de societățile tradiționale. A avut chiar și o latură foarte păgână. Toate aceste societăți nu au fost creștinate complet, că vrem sau nu. Biserica Ortodoxă Română, spre lauda ei, o spun acum foarte serios, a compus foarte bine cu genul ăsta de păgânisme. Nici nu l-a lăsat să se dezvolte, dar nici nu l-a interzis pur și simplu eradicându-i pe cei care le practică. Numai că satul românesc s-a dus binișor la culcare. Îl mai folosim doar pentru a face telemuncă în mijlocul naturii, dar nu ne place să ne cânte cocoșul sub geam la ora 5 dimineața. Sau îl mai folosim pentru a face agricultură intensivă cu tractoare de 300.000 de euro și ne bucurăm că suntem pe primul loc la o agricultură hiperchimizată și tehnică în Europa. E cu toată altă poveste. Domnule, dar Bănică, ca să dăm impresia că ne contrazicem și ca să-i calc pe nervi pe aia care mă etichetează drept fanariot, o să vă spun că ortodoxia este o creație grecească, este o creație a geniului grecesc, sigur că sunt puțin provocator în mod voit, și doi, flacăra ortodoxiei a fost menținută în fanar. Fanarul este centrul ortodoxiei, acolo aristocrația greacă a continuat flacăra ortodoxiei, refuzând să se convertească la islam. Ortodoxia are și această componentă urbană. Splendoarea ortodoxiei o vezi la Constantinopol, la Tesalonic. Facem o călătorie de Paște la Tesalonic. Tesalonicul e cel mai grozav oraș pentru a petrece Paștele. Sunt cele mai mari și mai frumoase biserici bizantine din lume. Care am înțeles, dar încă... lăsați-mă să mă las, dar voiam să vă apăr punctul de vedere rural. Să vă provoc. Păi sunt deja provocat și destul de montat. Nu știu cum trece asta, sper să ca ascultătorii noștri să prindă această provocare. Lăsați-mă să-mi apăr punctul de vedere al bunicilor și străbunicilor mei care n-au trăit nici la fanar, nici în Constantinopole și care n-au fost nici aristocrați, ci pur și simplu aveau pământ sub unghii, da? În Bărăgan. Iar acești bunici care aveau pământ sub unghii, pe care eu am mai avut șansa să-i prind în ultimele tresăriri ale unei societăți tradiționale, știau ce se face și ceea ce nu se face în societățile tradiționale în momentele de sărbătoare. Revin și închei. Când tu iei o sărbătoare care era intim legată de mersul naturii, de mersul anotimpurilor, de ciclurile acestea, ciclurile solare ale vieții, și o aduci pe internet și doar o prezinți ca să faci clickbait și să atragi atenția, și asta, da, este o formă de secularizare. Și atenție, sper ca ascultătorii noștri să prindă această idee. V-am spus înainte că întotdeauna religia creștină, nu doar ortodoxă, a dus întotdeauna o bătălie, uneori aproape sângeroasă la propriu și la figurat, cu formele de religiozitate populară. Ăștia sunt oamenii. Oamenii vor să atingă, să pipăie, să urle, să atingă un sacru incarnat, să-l vadă. Ei, problema este că astfel de știri, astfel de vești pe care le putem vedea și astfel de instrucțiuni nu fac altceva decât să repopularizeze această tendință deja existentă, dar să-i dea niște aripi și un avânt la care nu se mai poate rezista și care, dacă vreți, dizolvă esența însă și a credinței. Pierderea memoriei. Am văzut și vedem de foarte multe ori atunci când apar subiecte legate de Biserică Ortodoxă sau de... Ce vrăjă a mai făcut... Cum se numea acel serial? Ce vrăjă a mai făcut nevasta mea? Samantha, parcă, nu? Nu mă uit la televizor, dar probabil da. Păi ne uitam, eram foarte mici dacă am fi văzut acest serial. Era un serial celebru din anii 70. Cu o soție vrăjitoare. Simpatică, care făcea o mulțime de prostioare la fel de simpatice. Ei, de fiecare dată
nu ne-a ieșit gluma asta, mergem mai departe. De fiecare dată când apare un nou scandal, cu ghilimele, legat de biserică, ați văzut, apar aproape invariabil, și e legat și de ce spuneați dumneavoastră, de limbajul, cine, acei preoți care sunt îmbrăcați în aur, care au veșmintele alea aurite, brodate, ar vrea ei că nu au fir de aur. Ar vrea. Multe din veșmintele preoților, credeți, nu există preoți săraci, am cunoscut, care supraviețuiesc cu câteva milioane de lei pe lună și care își cumpără, din păcate, dar nu au curajul să o spună, își cumpără veșmintele din Europa, pentru că din altă parte nu și le permit. Ei, dar ce arată asta? E din Europa, adică făcut Europa, în China undeva. Anglo-Europa, Europa, vecinul nostru. Anglo-Europa, Anglo-Europa, exact. Chinezesc, da. Chinezesc, am, da? Că să n-aibă lumea impresia că și le cumpără de la Paris sau la Londra. Nu. Nu știu dacă e radio, haideți să facem un mic exercițiu vizual. Mie îmi place foarte mult bucătăria chinezească, chiar îmi place. Sunt un mare curios gastronomic și nu numai. Nu o să apar la concursuri la televizor, asta ar mai lipsi, dar cred că aș avea ceva șanse. Și mă duc periodic în angroul chinezesc Europa pentru a-mi cumpăra acele ingrediente necesare bucătăriei chinezești. Și mă duc aminte, țin foarte bine minte întâmplarea, cum la un moment dat, dintr-un mică remorcă care transporta diferite cutii de carton bine legate, unul din cartoane a căzut de sus și din cartonul ăla s-au prăbușit, deodată s-a rupt cartonul, s-a prăbușit pe asfalt o mulțime de veșminte preoțești, violet și o culoare destul de asiatică, să zicem, mai violentă, dar nu se mai pune. Erau haine de preoți și de diaconi, bănuiesc exact. Că nu erau haine de episcopi. Asta n-am de unde era să știu, că nu m-am permis, acolo Mirama, nu m-am permis să mă uit, pentru că chinezul avea o privire și uimită și fioroasă în același timp. Dar ce vreau să spun este că atunci când se contestă diferite lucruri legate de ritual, de recuzita preotului, de felul în care ei se îmbracă, se comportă, asta arată de fapt și o colosală pierdere de memorie, memorie religioasă. Memoria religioasă nu se mai transmite. Și așa cum a arătat o strălucită reprezentantă a sociologiei religiilor din Europa, o doamnă pe numele ei Daniele Hervé-Léger, ea a spus un lucru în cărțile sale, are nenumărate cărți, în care tocmai asta analizează cum încet, încet credința și biserica și practica religioasă se pierde, da, se pierde de manieră foarte subtilă. Ea spunea, acum fac eu o foarte abrupt, un rezumat foarte, dragilor, problema pentru o religie nu este că oamenii nu se mai duc la biserică în fiecare zi, în fiecare lună, când mai bat mătănii sau... Nu, problema este atunci, apare atunci când se pierde memoria religioasă a gestului, când nu mai știm ce să facem, când în ziua de astăzi facem apel la internet, la Facebook sau la rețele sociale, cum să faci, ce se face în caz de botez, căsătorie și mormântare. Iar ea dă un exemplu foarte interesant, pe care îl iau, dau și eu de fiecare dată la rândul meu pentru a înțelege. Nu suntem toți specialiști în istoria artei, dar cred că ne imaginăm cu toții un celebru tablou al lui, ajutați-mă domnule paleologu, Mantegna? Da, Mantegna Sfântul Sebastian. Martiriul Sfântului Sebastian. Îl vedeți foarte bine acea tema din tablou, Sfântul Sebastian pe jumătate gol, atașat de un copac și străpuns de săgeți. Tabloul se află la Louvre, nu-i așa? Și ea, la începutul carierei sale, profesoară de liceu, cu un grup de elevi de liceu din Franța, vizitează muzeul Louvre. Elevii se opresc în fața tabloului, iar una dintre eleve spune, jumătate speriată, jumătate uimită și foarte curioasă, spune, vai, doamna profesoară, ce-au putut să-i facă indienii sărmanului om? Deci, e o chestie pe care orice elev din Franța și din Occident, în urmă cu, nu știu, nici măcar 100 de ani, 50 de ani, 50-60 de ani, ar fi văzut acolo o temă religioasă. Acest tablou tinerilor din Franța, atunci ai anilor 80, să zicem, nu le mai spunea nimic. Transpusă în altă parte a Europei și la altă scară, secularizarea asta este. Când
anumite elemente care altădată erau tipice religiei și credinței noastre ortodoxe, nu mai spun nimic. Ba din contră, sunt chiar contestate, ironizate, e dreptul lor să o facă. Dar pentru oameni care caută să înțeleagă ce este această faimoasă secularizare care ne-a adus împreună pe undele radio și nu numai în acest moment, astfel de fapte sunt foarte, foarte grăitoare. Și încă un exemplu, dacă mai permiteți, cu atât mai mult cu cât este o oră de masă sau aproape, nu toți au mâncat, coliva, faimoasa colivă, da? Care ne place tuturor. Da, recunosc, mie îmi place coliva. Îmi place foarte mult, mi se pare o combinație ideală de vegetal, de dulce, fără exces. Da, știu că e o invenție grecească, domnule paleologu. Sfântul Teodor este inventatorul colivei. Evident, păi de asta am și spus. Bă, dar cum să da. Nu? Ei, coliva, o știm încă cu toții, e asociată ritului de mormântare, tragismului mormântării, dar și partea asta de vindecare, de suvenir memorial, de lucru cu memoria morților, ne ajută să uităm, ne să celebrăm. Și ne trimite la misterele de la Eleusis, exact, și exact. Simbolismul vegetației, da? Demetra, exact. Persefona, superb. Dar în același timp, acum vă iau de mânuță, intrăm în orice... Vine în franceză, nu știu de ce, traiteur, cum s-ar spune în română? Mă rog, orice cofetărie, hai să zic. Cofetărie sau, hai, nu chiar în orice cofetărie, dar și în supermarket, poți găsi colivă de vânzare. Și cum se numește? Prăjitură vegetală de post. Ei, de ce? Pentru că nu ar fi tu spune colivă, pentru ideea morții, nu, un aliment. În același timp ne place. Și am scos-o din contextul ei, care e atât de profund religios și liturgic, și am introdus-o în circuitul profan. E un semn foarte clar și foarte net de secularizare. Da, și pe de altă parte, domnule Bănică, coliva e așa de bună dacă e bine făcută, încât îți vine să o mănânci și de plăcere, nu doar când a murit cineva sau că să-ți aduci aminte de cineva. Eu mă bucur când nu ai face... Ioana Prândurel colivă, că o face foarte bună. Este asta secularizare? Eu cred că da, și este tocmai secularizarea poate fi citită și în formele astea extrem de subtile. Avem secularizare brutală, cum spuneam la începutul emisiunii noastre, care poate fi văzută de oricine. Faimoasele Alexandru Ioan Cuza, care a și secularizat, dar la loc de cinste a stat acum, ca să facem și o mică poezie în dealul Patriarhiei, el secularizează, dar și beneficiază. Ați văzut care statuie chiar în vârful dealului, da? Asta e o formă de secularizare. Sau decretul, faimosul decret, nu-mi vine în cap acum, din anii 50, care au închis mare parte din mănăstirile și schiturile României. Sau Rusia sovietică, când pe întreg cuprinsul Rusiei, cred că mai existau cu totul 17 mănăstiri sau 18 cu totul. Asta e o secularizare instituțională, asta e ușor de înțeles. Dar secularizarea aceasta despre care vorbim noi e subtilă, se manifestă în salturi. Iarăși revin la domnul profesor Vintilă Mihăilescu, noi chiar făcusem un soi de cronologie a secularizării în România. Ea începuse cu forme destul de modeste, dacă țineți minte, pentru cei care au urmărit fenomenul, sau cu o serie, cuvânt atât de drag românului, scandaluri. Scandalul manualelor de religie. Faimoasa imagine Vasilică Neaten, care nu era altceva decât, o, dacă mă întrebați pe mine, o povestire relativ inocentă pentru niște copii. Da. O povestire inocentă. După aceea, scandalul icoanelor de pe pereți, de pe pereții selor de clasă. Ei, și aici nu, nici aici nu suntem original, pentru că astfel de discuții și de scandaluri au existat și în alte țări, în Italia, de exemplu, știu sigur. După aceea am o mică observație pe tema asta, pentru că în clasa 11 a 12 eu am fost într-un liceu catolic din Paris, da. E primul clasat în toate clasamentele, primul liceu din Franța. Aveam crucifixul pe perete, iar unul dintre profesorii noștri din clasa 11, profesor de latină și franceză, își începea întotdeauna orele, dacă era prima oră, începea cu Je vous salue Marie,
sau Ave, grația, Ave Maria, grația plena. Dar începea cu rugăciunea către Fecioară. Așa și începea cursurile. Bun, unii eram foarte mulțumiți de asta, mă număram printre ei, alții sigur că nu erau foarte încântați, dar se ridicau și ei în picioare și n-aveam sentimentul că ne oprimă cineva, pentru că în clasa noastră erau și necatolici, în primul rând eu nu eram catolic, mai erau și alții care nu erau catolici, erau evrei sau protestanți sau nimic, atei. Acolo există un învățământ confesional extrem de influent în Franța. În România nu. În România există învățământul de stat și sigur mai există și niște licee confesionale, dar puține. Nu joacă un rol comparabil și atunci ai o reală problemă. În Franța e limpede, în școlile de stat nu e niciun crucifix pe perete și e normal așa. În schimb, în școlile catolice e crucifix pe perete și uite mai din când în când un profesor care începe cu Ave Maria. Da, observația dumneavoastră e foarte bună, deschide o altă pistă de discuție, da, pentru că în Occident, din care Franța nu doar face parte, ci inima Occidentului, învățământul, ceea ce noi numim învățământ sau bazele învățământului, a fost pus de Biserica Catolică, dar uităm lucrul ăsta, nu? Primele universități, prima Europa a fost, așa cum uităm de... Primii europeni adevărați au fost călugării, învățăcei, studenții, cei care făceau naveta între universități. Învățământul a fost religios și a fost o aspră bătălie între laic și religios până ca învățământul occidental să ajungă la ceea ce cunoaștem astăzi, dar într-adevăr sunt aceste insule de care pomenea și dumneavoastră, în care factorul religios și religie este încă prezentă. În zona din București unde eu mă găsesc, trec aproape zilnic pe lângă Facultatea de Construcții, de pe Bulevardul Pache, Proto-Popescu. E, și încă se vede și eu am de fiecare dată mă uit acolo și încerc să dau timpul înapoi, dar nu mai pot să fac asta, încă se vede intrarea în capela fostului Institut Notre-Dame de Sion, pentru că acolo se găsea. Și se vede foarte bine cum în anii 50 comuniștii au răzuit simbolurile religioase de pe ziduri, dar arhitectura a rămas în continuare, arhitectura catolică. Dar este alt model importat într-un spațiu care nu este al nostru. Și da, revenind la icoanele din sălile de clase, la noi, într-adevăr, trecerea poate a fost, sau conflictul a fost mai brutal, tocmai pentru că nu am avut aceste spații de repaus, de pasaj pe care le-a cunoscut Occidentul în ceea ce privește învățământul. Și în fine ajungem la tristul moment, care este colectiv. Este colectiv și ajungem la acest moment în care pentru prima oară în istoria ei multiseculară, ca să nu spun milenară, Biserica Ortodoxă este contestată public în stradă. Și o să dau un exemplu, fără nume și fără indicație geografică, deci nu e ca la vinuri unde te uiți la indicația geografică, ci din contră, o să încerc să anonimizez totul, când un amic preot, un amic destul de bun și un preot exemplar, în acea seară teribilă de noiembrie 2017, cred, venea de la acorda ultima împărtășanie unui muribund și era îmbrăcat în preot, era în reverendă și pe străzi era un grup mare de manifestanți în provincie sau relativ mare, un oraș mic cu grup mare și era pe punctul de a fi agresat fizic pentru că a apărut deodată în fața lor, iar ceea ce l-a scăpat la propriu, și după aceea manifestanții mi-au spus că au plecat capul în jos și au tăcut au lăsat capul în jos și au plecat, este că acest om s-a urcat într-un matiz banal și s-a tăcut din gură. Ce vreau să spun prin asta? În acest moment există și o știm cu toții o contestare deschisă, agresivă, cum a spus și dumneavoastră, atât la nivelul unor purtători de cuvânt din presă sau unor ziariști care unii dintre ei sunt foarte cunoscuți, cât și la nivelul maselor, cât și la nivelul multora dintre noi. Cum s-a ajuns aici? O întrebare deschisă.
Da, foarte mult pe bază de ignoranță, necunoaștere, imagini distorsionate și așa mai departe, dar mai e, cred, un fenomen. 2015, da? Atunci a avut loc colectiv, cu parcă un an de zile mai devreme sau poate puțin mai mult, nu mai țin minte exact, însuși patriarhul Daniel i-a cântat Vrednic este lui Dragnea. Asta e ceva ce nu se uită. Aș vrea să uit imaginile respective. Sincer, mi-aș dori să le uit și nu pot să le uit. Rămâne întipărit în minte pentru totdeauna. Da? Să vezi pe patriarhul Daniel dând tonul la Vrednic este pentru Dragnea. Și Dragnea a fost decorat cu o invenție de-a patriarhiei, decorația Constantin Brâncoveanu. Adică, totuși, eu descind din Brâncoveanu, mi se pare o monstruozitate așa ceva. Sigur, bun, înțelegem motivele, mă rog, înțelegem, asta nu înseamnă că scuzăm. Și există și această detestare a bisericii prin asociere. Da? Pentru că multă lume îl asociază pe patriarhul Daniel cu Dragnea, cu doamna care a fost prim-ministru pentru Dragnea, tot așa s-a pozat cu ea, nu se putea să nu se pozeze cu Dăncilă. Tot timpul avem poze cu episcopi și tot felul de pușlamale, de bandiți care se perindă pe la conducerea statului român. Și asta e o problemă, da, de asociere. Dar ce spuneți la asta? Dumneavoastră prin natura, dumneavoastră cariera, felul de a fi, ați fost mereu încurajos. Eu nu sunt. În schimb, și nici n-am să fiu în această emisiune. În schimb, ceea ce pot spune este că din totdeauna sociologia religiilor, pe care eu încerc să o practic, eu sunt cercetător în acest domeniu, atenție, nu sunt sociolog a religiilor, am spus-o și o repet. Sociologia religiilor și această sociologia politică au mers foarte bine mână în mână în țările în care se face cu adevărat și sociologie politică și sociologia religiilor. De ce? Pentru că sunt două fenomene indisolubil legate. Și, iarăși, ați adus în discuție una dintre cauzele secularizării la care asistăm în acest moment, și anume disoluția, ca să nu spun contestarea vehementă, a ceea ce anumim Sinfonia Bizantină. Ce este Sinfonia Bizantină? Este acel model care este tipic pentru colțul nostru de lume, în care biserica și factorul politic găsesc o manieră de conviețuire reciproc acceptabilă. O manieră de conviețuire care permite ca lucrurile să se așeze, să evolueze tacit destul de încet și biserica, pe de o parte, să-și ducă până la capăt misiunea ei, și anume aceea de navă care ne salvează sufletele, o vrem sau nu, asta este. Iar pe de altă parte, clasa politică să aibă din partea bisericii nu o biserică obedientă, ci o biserică care o ajută atunci când este cazul să progreseze și o critică cu prudență atunci când face greșeli. Ei, dar tocmai acest e interesant că biserica a făcut într-o anumită măsură lucrul ăsta în perioada asta de pandemie. Multă lume, în mod incorrect, se concentrează pe declarațiile înalt preasfințitului Teodosie sau ce-a mai zis preasfințitul Ambrozie sau cine știe ce stareț de prin țară. Dar realitatea este că majoritatea sinodului, the mainstream, da, în biserică a fost de partea statului. Înainte de COVID, lăsați-mă să fiu și eu puțin curajos și să lămurim, să dezghiocăm, să decorticăm, ca să folosim un cuvânt frumos și rar, această problemă a uzurii binomului bizantin, biserică-stat, și să vedem de ce e contestat, de ce nu mai funcționează și cum se întoarce ca un bumerang atât împotriva bisericii, cât și a clasei politice. Facem o scurtă pauză publicitară și revenim cu această temă atât de importantă. Radio Guerilla. Pornește cu drepturi. În februarie, psihologii te provoacă să te pui pe primul loc,
Iubirea începe cu mine. Da, cu tine. Faci o inițiere în Tantra, alegi alimentele care stimulează creierul și pornești în căutarea stării de bine. Petronela Rotar îți spune Hakuna Matata din Zanzibar, Simona Tache te ia într-o aventură interioară și Anca Iosif îți dă întâlnire pe Via Transilvanica. Ai obosit? Te așteptăm să cugeți la întrebări existențiale la braț cu romancierul Bogdan Coșa și să vezi ce spune psihoastrologia despre iubirea de sine. Ia-ți revista Psihologie de februarie de la chioșcurile InMedio și Express, abonează-te și primești în dar cartea Știutorii cu autograful lui Mircea Cărtărescu. Revista Psihologie, citită de Radio Guerilla. Ți-ai pregătit schiurile? Ți-ai ceruit placa? Ți-ai strâns legăturile? Dar clăparii de dans, în ce stare mai sunt? Întrebăm pentru că după 2 ani de pauză, Snowfest revine! Da, cel mai îndrăgit festival românesc din străinătate va avea loc în Franța, între 19 și 26 martie la Les Deux Alpes și între 26 martie și 2 aprilie la Val Thorens. Alături de tine vor face Cristiane în microfoane, Subcarpați, Argatu și Moș Martin, Golan, Luna Amară, Șuie Paparude, Vița de Vie și mulți alții. 7 zile de ski, snowboard, muzică și petreceri cum numai noi știm să facem, oriunde am fi în lumea asta mare. Iar dacă rezervi până pe 21 februarie, beneficiezi de prețuri de early booking. Detalii pe snow-fest.ro. Plăcut de Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Miercuri 23 februarie, Grimus vin la expirat Halele Carol cu un spectacol sincer, elegant și plin de vitalitate. Cântăm împreună Apatrizi, Albie și Excepție, piese ce anunță lansarea unui nou album al trupei. Bilete în rețeaua iabilet.ro, cântat de Radio Guerilla. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct pentru ultimele minute ale emisiunii. L-am ca invitat pe Mirel Bănică și zâmbeam amândoi, mustăceam amândoi auzind de inițierea în tantra. Da, de, te inițiezi în tantrism, dar habar n-ai cum mai este cu ortodoxia sau cu creștinismul în general. Da? Vorbeați despre disoluția simfoniei bizantine, da? Relații dintre biserică și chiar stat. Disoluție nu ea spune, ea spune, e pusă la grea încercare. Am încercat să o definim cât de cât, da? Deci biserica și statul în ortodoxie, în colțul nostru de lume. N-avem ce să facem, suntem vecini cu Sofia, cu Kievul, nu cu Londra și Parisul. Aici spus ceva, că una este simfonia așa cum o teoretizează, de exemplu, Patriarhul Fotie al Constantinopolului, da? Înainte de anul 1000, când vorbește despre stat, imperiul e trupul și biserica e sufletul. Asta înseamnă simfonia, da? E o unire a trupului cu sufletul. Simfonia despre care vorbiți dumneavoastră este o simfonie în care fiecare îl ține pe celălalt de barbă și ne vine de la Cuza. Alexandru Ioan Cuza e părintele simfoniei românești, nu Patriarhul Fotie al Constantinopolului, da? Și anume Ministerul Cultelor dă bani către culte, da? Și preoții sunt, salarizați, sunt plătiți de către stat. Asta e simfonia românească. Domnule paleologu, pentru mine, încă o dată, repet, și pentru ascultătorii noștri, o știm că trăim aici. E o modalitate de supraviețui pentru biserică. Acum nu spun nici critic, nici admirativ. E un model de viață, da? Dacă în Franța unei biserici din, iarăși, Franța, sau în Elveția, că și ei au o strictă separare a cultelor de stat, dacă îi se prăbușește acoperișul din cauza zăpezii, automat scrie la prefectură, la departament sau la mai știu eu ce și, fiind vorba de patrimoniu statului, statul intervine. Dacă în România unei biserici din satul Cucuieții, din Vale, din Deal sau de Mijloc, lucrul ăsta se întâmplă, preotul local va trebui să înainteze 1000 de petiții și petițiuni și tot prin bunăvoința autorităților locale el va găsi, dacă vreți, o sursă de finanțare. Deci redus esențializat asta este. Dar asta este mica simfonie bizantină. Problema pe care o avem este că și nici nu se pot lua
măsuri tranșante sau atitudini tranșante. Problema este că clasa politică românească a învățat și știe foarte bine că biserica este totuși indisolubil legată de ceea ce suntem noi ca români. Biserica, la rândul ei, nu poate refuza lucrurile astea, nu îi poate ține la distanță, trebuie să găsească un compromis acceptabil. Dar ei sunt acolo. Îi vedem când ne ducem la pelerinaje, la București, la Iași, la Nicula sau în altă parte, așa cum permiteți-mi să vedem și anumite alte oficialități din alte spații geografice și din alte confesiuni, la alte mari pelerinaje ardelene, da? Noi îi vedem acolo, vedem emisiuni, vedem toate lucrurile astea. Și în același timp, dacă se creează această imagine a unei clase politice care este așa cum este, care este criticabilă, imperfectă, care frecventează o biserică care îi acceptă, ce spun oamenii? Uitați, nu s-a luat absolut nicio măsură, nu sunt criticați, nu sunt puși la punct, nu li se spune cum să se comportă, ce să facă. Și aici se închide, cred, bucla, și mă bucur că mai putem aborda asta spre sfârșitul emisiunii, cei care contestă virulent biserica în momentul de față, și nu mă refer la jurnaliști care și-au făcut o profesiune din asta sau din ignari, cu oamenii ăștia, cei care au suflet negru, cu care nu ai ce să faci, cu care nu te poți înțelege. Eu mă gândesc la această clasă în formare, câți au mai rămas, că au început să migreze și ei în anii 2000, erau mult mai mulți. Sunt toți acești tineri sau mai puțin tineri care lucrează în corporații multinaționale, care au afaceri, care știu cât de greu se câștigă banii și care au început să aibă o faimoasă etică a muncii. Și poate vă sună cât de cât cunoscut unora dintre voi faimoasa carte a lui Max Weber, Etica protestantă și spiritul capitalismului. Capitalismul, în forma pe care o cunoaștem astăzi, s-a construit prin a protesta împotriva unei ordini de lucruri stabilită. Nu poți fi de acord cu anumite lucruri care se petrec și sunt așa cum sunt. Deci contești această simfonie bizantină pentru că contești indirect o clasă politică care și-a ratat limitele și neputințele. De unde și ricoșeul acesta secularizant asupra bisericii, se pare că va trebui să terminăm, că vin știrile, nu așa? Da, trebuie să terminăm și e păcat că trebuie să terminăm, pentru că am impresia că abia am început discuția. Discuție foarte vastă. De anumite, domnule Bănică, eu vă invit să veniți la Casa Paleologului să țineți un curs. Mulțumesc. Despre sociologia secularizării, da, de la Max Weber, Carl Schmitt, și el a scris foarte important despre lucruri importante despre secularizare, dar mă rog, pe planul conceptelor politice, da? Deci este o temă foarte vastă și trebuie neapărat să săpăm mai adânc în această direcție. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune și vă dau tuturor întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot la ora 2, la Metope. Mulțumesc dumneavoastră și ascultătorilor. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.